dimineața. Vă mulțumesc. Cred că trebuie să spun câteva cuvinte despre istoria acestei traduceri. Alminte nu este nici locul, nici timpul pentru o expunere oricât de succintă a sistemului de gândire al lui Șobonova. Și am să încep prin a spune că acum vreo 7 ani, domnul Liceanu, căruia îi mulțumesc pentru acest lucru, domnul Liceanu mi-a făcut o propunere aproape scandaloasă. Să traduc lumea ca voință și reprezentare. Firește, la început am făcut moftul. Nu de dragul nazurilor, ci pentru că știam la ce am să mă înham. Obișnuința conviețuirii cu Schopenhauer, vreme de 7 ani, a creat, firește, o dependență. Și acum, în biroul meu, mă simt singur, după ce Schopenhauer a ieșit în lume, în versiunea românească, și nu pot decât să vă invit, din singurătatea în care am rămas, să îl primiți cu brațele deschise. Vă mulțumesc!